Jandarmii mehedințeni au intervenit pentru acordarea primului ajutor unui bărbat găsit leșinat pe stradă. Totul s-a întâmplat în timp ce forțele de intervenție patrulau municipiul Drobeta-Turnu-Severin și au văzut un vârstnic întins pe partea carosabilă în zona stadionului municipal. Aceștia au oprit imediat și au mers lângă cetățeanul căzut, care era conștient, dar cu hemoragie nazală și lovituri la mâini. Jandarmii au acordat îngrijirile minime și l-au condus pe acesta într-o zonă de siguranță, încercând să afle dacă a fost victima unei agresiuni. Bărbatul a relatat că în timp ce mergea să facă niște cumpărături, a simțit că amețește și cade, mai ales că are probleme cu tensiunea. Jandarmii au acordat primul ajutor unui bărbat după ce acesta a leșinat și a căzut pe stradă. Colegii noștri au acordat îngrijirile minime bărbatului, pe care l-au găsit conștient, dar cu hemoragie nazală și lovituri la mâini. Bărbatul de 67 de ani le-a spus jandarmilor că plecase la cumpărături, dar a amețit și a căzut, acesta având probleme cu tensiunea. Jandarmii au solicitat prin 112 un echipaj de urgență pentru investigații suplimentare, ulterior anunțând și soția persoanei în cauză despre acest incident. Pentru că omul locuia în zonă, jandarmii au mers la domiciliul acestuia, anunțând soția că bărbatul este în afara oricărui pericol.